Strajul Cuitorului Comunei Budimani, stimați invitați, îmi revine onoarea ca astăzi, în Marea Sărbătoare a Sfintei Mării, când sărbătorim ziua Comunei noastre, să marcăm un moment deosebit, sfințirea și inaugurarea postului din bronz al Marelui Mareșal Constantin Prezan. Este o zi care ne va rămâne tuturor în suflet, pentru că îl cinstim cu deosebită stimă pe acest important fiu al satului nostru, născut în Sterianul de Jos în anul 1861. Constantin Prezan a fost unul dintre cei trei mareșali a armatei române din toate timpurile, erou al Marelui Război de Întregire a României. Domnia sa a fost membru de onoare al Academiei Române și ne mândrim cu așa o mare valoare, pornind de aici, din Budimani. A avut o carieră fulminantă, grație abilităților sale de lider. În anul 1917 a reușit să oprească înaintarea trupelor germane pe frontul din Moldova, obținând victoria de la Mărăști, Mărășești și Oituzi. Bravo! Un an mai târziu, în calitate de șef al Marelui Cartier General, a dat din nou rezultate excepționale. A condus cu multă pricepere și îndrăzneală campania împotriva armatei ruși a Republicii Ungare, a sfaturilor, contribuind astfel la stăvilirea bolșevismului pe inima Europei. S-a stins din viață la 27 august 1943 și a fost înmormântat în județul Vaslui, unde se regăsește la bătrânețe. În inimile noastre va rămâne însă mereu viu, iar ca semn al prețuirii noastre, i-am ridicat acest bust care să ne amintească zi de zi de faptele sale de vitezie. Nu-l vom uita niciodată pe mareșalul Constantin Prezan, un mare luptător, un om corect, loial, de înaltă moralitate și pe eroi acestei localități. Vă mulțumesc! În continuare, ținem în slujbă preoții din localitate și preoții din apropiere, nu înainte de zvelirea acasă, să iasă totul exact cum trebuie să iasă. Înainte de asta vreau să vă zic și eu câteva cuvinte. Deci, dragi locuitori ai Comunei Budimani, sunt onorat de prezența dumneavoastră aici, în această zi sfântă, când sărbătorim ziua Comunei noastre. Sunt bucuros că ați venit în număr mare să fim alături în momentele fericite, așa cum suntem și la bine și la greu. Nu întâmplător, ziua Comunei noastre
o sărbătorim de ziua Sfintei Mării. Cred că Butimanul este cu adevărat o comună binecuvântată de Dumnezeu, cu oameni harnici și primitori. Nu putem să trecem cu vederea că e un an de criză în care ne descurcăm ceva mai greu. Cu toate acestea, facem tot posibilul să ne ținem de promisiuni față de dumneavoastră. Ne gândim la copiii dumneavoastră și sunt mândru să anunț că începând cu acest an școlar, dăm în folosință noua și modernă grădiniță realizată după standardele europene. Bravo! Am fost și sunt preocupat de atragerea de bani europeni pentru realizarea mai multor obiective în comuna noastră. Avem proiecte clare pentru introducerea rețelelor de apă, canalizare și a stației de epurare. Nu peste mult timp vom asfalta și drumurile secundare, dar avem în plan și construirea unei noi școli. Nu vreau să vă răpesc mult timp cu discursul meu, vreau ca încheiere să vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce sunteți, vă doresc să fiți sănătos, fericiți alături de familia noastră și să aveți parte numai de bine. Nu în ultimul rând, sunt să le mulțumesc din sfinților invitați care ne-au rodat cu instanța, precum și a artiștilor. Deci avem un program foarte bogat. Nu-ți fac nici rău, nici bine.